Dumnezeu așteaptă, aș putea spune, pretinde ascultarea noastră. Și, dragii mei, noi suntem obișnuiți să ne asculte El pe noi, să ne răspundă El rugăciunilor noastre. Ori uităm că El este Dumnezeu, noi suntem țărână. Da? El ne-a creat spre slava Sa și nu El este spre slava noastră. El este în centrul cercului existenței noastre și noi am fost creați să-L slujim pe El, să-L ascultăm pe El. Și de aceea, în prezența Lui, ar trebui mereu să înghinăm, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Dar înainte de a intra în subiectul din această dimineață, dați-mi voie să pun o întrebare. Unde suntem în călătoria noastră prin cartea Deuteronom? În primele capitole, înainte ca să ne dea decalogul, suzeranul a dus prin Moise toate faptele mântuirii lui. Și primele patru capitole creează prologul istoric sau al cărții. Dar în baza faptelor iubirii lui, dar și a dreptății lui, pentru că în urma celor care le vorbește Moise erau foarte multe fapte înfricoșătoare ale lui Dumnezeu, el le dă sau reiterează decalogul. Și apoi în capitolele 6 la 25 avem stipulațiile legământului pe care aș putea să le adun stipulațiile legământului într-un singur cuvânt. Ascultare. Dumnezeu a dat legea poporului său ca ascultarea să fie posibilă, pentru că în relație cu acest Dumnezeu, dragii mei, ascultarea este singura opțiune. Și de aceea Dumnezeu așteaptă răspunsul credincioșiei noastre sau ascultarea noastră. Dar lucrurile astea nu erau noi. Atunci când Dumnezeu i-a scos din Egipt și i-a dus la Sinai, în capitolul 19, versetul 4, el spune: ați văzut ce am făcut Egiptului. Ce ai făcut, Doamne, Egiptului? 10 luni de urgii peste toată țara și apoi toate armatele lui Faraon înnecate în Marea Roșie. Ați văzut ce am făcut Egiptului, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Un neam pus deoparte. Du-te și spune-le condițiile legământului. Moise coboară de pe munte, adună poporul și bătrânii lui Israel. Cu un glas spun: vom face tot ce a zis Domnul. În baza acestei promisiuni, Dumnezeu le dă legea și intră în legământ cu ei. Legământul în capitolul 24 este semnat, celebrat, dragii mei, ratificat prin sânge. În prezența lui Dumnezeu stau bătrânii lui Israel împreună cu fiii lui Aron. Observați, relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul ascultării de El. Cu alte cuvinte, cuvântul de ordine în relația cu Dumnezeu nu este Jesus loves you, deși e adevărat, ci cuvântul de ordine este ascultarea de Dumnezeu. Pavel a fost trimis să aducă la ascultarea credinței, nu la credință, la ascultarea credinței pe toți oamenii. Dumnezeu, în bunătatea Lui, care știe din ce suntem făcuți, adaugă cortul întâlnirii. În primul rând, ca locaș al Lui în mijlocul poporului. În al doilea rând, ca mijloc de rezolvare a călcărilor de lege, ca mijloc de revelare a ceea ce Dumnezeu este. Un petic de cer pe pământ, cortul întâlnirii. Dar cortul întâlnirii nu ține de spațiul legal al legământului? Observați, totul începe în capitolul 19, se termină în capitolul 24. Răscumpărarea și cortul sunt harul lui Dumnezeu. Dar harul este transformat în desfrânare dacă noi ne batem joc de poruncile, de legile lui Dumnezeu, dacă uităm cine este El și cine suntem noi. Aveți decalogul înaintea dumneavoastră, cele 10 porunci, n-am să le citesc. Dar atunci când Moise, în stipulațiile legământului, detaliază cele 10 porunci, mai întâi primele 4 porunci vizează relația cu Dumnezeu, ultimele vizează relația cu semenii. Relația cu Dumnezeu este așezată în capitolele 6 la 18, iar relația cu semenii în capitolele 19 la 25. Ascultarea este condiția relației cu Dumnezeu. Ascultarea este condiția relației
cu Dumnezeu. Dragii mei, lucrul acesta nu s-a schimbat nici în Noul Legământ. Domnul Iisus spune contemporanilor săi în Luca 6:46, pentru ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu, faceți ce vă poruncesc eu. Când stai în prezența lui Dumnezeu, nu te tras de șiretul cu El. El este Dumnezeu. El poruncește, tu asculți, da? De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Uitați-vă cum termină predica de pe munte, adevărat. Totul începe cu harul lui Dumnezeu, care îți oferă împărăția Lui. Dar în capitolul 7, versetul 21, Domnul Iisus ne atenționează. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de legea. Și predica de pe munte se termină cu două case. Doar casa zidită pe temelia ascultării de Dumnezeu rămâne în picioare în fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Orice altceva, dragii mei, și cele două case sunt două feluri de religii, două feluri de biserici, două feluri de creștini. Unii care se mulțumesc cu spoiala, alții care stau în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt și știu că cuvântul de ordine este frica de Domnul și ascultarea de El. Cartea Deuteronom, noi am intitulat-o Alege viața alegându-L pe adevăratul Dumnezeu. Dacă ar fi un singur Dumnezeu, și așa este, spune și Pavel în Corinteni, și Dumnezeu, eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, singurul Domn, da? Dar în lumea politeistă a vremii respective, fiecare popor, fiecare familie, probabil își avea zeitatea și Dumnezeii lui. Și problema lui Israel a fost că odată intrat în țară, este mereu ispitit de iarba verde din curtea vecinului. Și iarba verde ține de Dumnezeul vecinului și atunci au întors spatele lui Dumnezeu și l-au necinstit în felul acesta. Dacă n-ar fi existat toată această varietate de zeități, deci afirmația noastră n-ar avea niciun sens. Alege viața alegându-L pe adevăratul Dumnezeu. Dar ca să alegi pe adevăratul Dumnezeu, trebuie să pui o întrebare. Cine este adevăratul Dumnezeu? La o astfel de întrebare există doar trei răspunsuri posibile. Eu, ei sau El? Cele trei răspunsuri. Dați-mi voie să vă duc aminte de ispitirea din Eden. Când vine șarpele, pune sub semnul întrebării ascultarea de Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Oh, da, 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 nici să ne atingem de el ca să nu murim. Ah, nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a întins mâna în ispita în dumnezeirii, autosuficiențe, încrederii în noi înșine, dragii mei, a luat, a mâncat și a dat bărbatului ei. Știți ce a urmat? O tragedie. Ce n-a știut Eva, că în spatele șarpelui este o întreagă lume spirituală, domnii și stăpâniri, demoni și draci, dragii mei. Și fără să băgăm de seamă, când ne socotim Dumnezeu, practic, devenim mănușa în care intră cel rău și începe să lucreze prin noi. Și în felul acesta, observați, noi delegăm prerogativa divinității altcuiva, altora, la altceva. Și în felul acesta, nu mai sunt eu Dumnezeu, ei sunt Dumnezei. Dar există un singur Dumnezeu, Domnul. Iahve este adevăratul Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu, Moise o prinde în trei segmente distincte de text. În capitolele 6 la 11, în care suntem încă astăzi, avem într-un fel ispita autosuficienței, încrederii în noi înșine. Apoi 12 la 14 avem ispita încrederii în Dumnezeii străini. Iar capitolele 15 la 18, Dumnezeu le oferă testul prin care să-și dovedească încrederea în El, că au recunoscut că El este singurul Dumnezeu și că de El atârnă viața lor. În dimineața aceasta încheiem primul segment de text. Ca să eviți ispita auto-îndumnezeirii, autosuficienței, încredere în tine însuți, adună poruncile în inima ta și nu uita. Nu mărimea ta, nu puterea ta și nu bunătatea ta, nu meritele tale, de niciun fel.
ci Domnul îți dă țara și toate binecuvântările ei. Acum 3.000 de ani în urmă, a trecut cam mult timp, de ce mă interesează pe mine povestea asta? Pentru că Dumnezeu este același. Și pentru că poruncile lui, dragii mei, sau dacă vreți, principiile după care și-a guvernat întotdeauna relația cu omul, au rămas aceleași. Spuneți-mi, e vreo diferență între ei și noi? A, noi trăim într-un alt legământ. Dar nu ni se promite și nouă țară și noi stăm pe buza Iordanului, gata să intrăm. Nu în Canaan, ci în Canaanul Ceresc. Oare ce îmi va da dreptul să intru în prezența lui Dumnezeu? Mărimea mea, puterea mea, bunătatea mea? Nu! Dumnezeu și harul Lui. Oare de ce începe Domnul Iisus predica de pe munte cu prima dintre fericiri? Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor este țara în care vreau să intru. Că aștept să trec Iordanul morții. Țara în care vreau să intru. Dar meritele mele n-au ce căuta acolo, dragii mei. Doar dacă îți recunoști totala mea dependență de Dumnezeu. Doar așa voi avea acces în împărăția lui Dumnezeu. Ori sărăcia în duh trebuie dovedită și nu de mult am trecut prin lanțul fericirilor. Dar nu uitați, la oameni lucrul acesta este cu neputință. Cu alte cuvinte, nu mă pot lăuda cu nimica din meritele mele. Pentru că toate și faptele mele bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la noi ascultarea din partea noastră. Și asta te aduce în textul din această dimineață, capitolul 10, versetele 12 la 11 cu 32. Cum ar fi să intitulez întregul text? Chemare la ascultare. Sau chemare la răspunde cu credincioșie, la credincioșia lui. Dar de ce e chemare la ascultare? Pentru că sunt foarte multe versete de acest text foarte scurt care vine cu porunca. Păzește, păzește, păzește. Observați în capitolul 10, în versetul 12, 13, 20, în capitolul 11, în versetul 1, 8, 3, 13, în 22, 32. O mulțime de porunci sau chemări la ascultare într-un text foarte scurt. Ceea ce este interesant este că primul verset și ultimul verset, dragii mei, ne cheamă la ascultare de Dumnezeu. Primul, ca și cum ar fi coperțile acestui text. Totul începe cu ascultarea, se termină cu ascultarea. Întrebarea este de ce? Din pricina ceea ce sunt și din pricina ceea ce este Dumnezeu. Din pricina ceea ce sunt și din pricina ceea ce este Dumnezeu. Dragii mei, și astăzi este adevărat. Dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Ăsta este adevărul Scripturii. Ascultare la început, ascultare la sfârșit. Dați-mi voie să citesc doar coperțile textului nostru. Versetul 12. Acum, Israele, ce alta cere Domnul de la tine, Domnul Dumnezeul tău de la tine, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să-L iubești și să-L slujești cu toată inima și cu tot sufletul? Ce alta cere Dumnezeu de la tine, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în căile Lui, să-L slujești, să-L iubești și să-L slujești cu toată inima și cu tot sufletul? Să păziți poruncile și legile pe care vi le dau astăzi ca să fii fericit. Ca să fii fericit. Ne cheamă Dumnezeu la ascultare ca să ne strivească? A, Dumnezeu știe. Nu, dragii mei. Dumnezeu nu e un căpcăun. Dacă ar fi fost, nu ne-ar fi creat. Și dacă ne-a creat, ne-ar fi strivit. Noi așa, asta am cântat. Despre harul lui Dumnezeu, în ciuda măreției Lui, în ciuda puterii Lui, ca să fii fericit. Ascultați și ultimul verset, exact în același ton, versetul 32. Versetul 32 spune, să împliniți și să păziți, sau să păziți și să împliniți toate aceste porunci pe care vi le dau astăzi. Dacă ar fi să adun mesajul textului, el ar putea suna așa, pentru că asta ne place, fericirea ne interesează, reflectoarele sunt întoarse spre noi. Ca să fii fericit, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-L iubești și să-I slujești din toată inima și tot sufletul. Ca să fii fericit, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, nu ne place cuvântul acesta,
Dar cu asta începe, dragii mei, textul nostru. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-L iubești și să-L slujești cu toată inima și cu tot sufletul. Vă întreb pe dumneavoastră, s-a schimbat ceva pentru noi sau ce-am citit rămâne valabil și astăzi pentru mine, pentru tine, pentru Biserica lui Dumnezeu din Noul Legământ? Nu s-a schimbat absolut nimic, dragii mei. Dumnezeu este același, pretențiile Lui sunt aceleași. Chiar dacă trăim într-un alt legământ și avem un alt set de porunci înaintea noastră, cum ar fi să citesc textul așa? Acum, Biserica lui Dumnezeu din Iris, din Cluj, din lume, de oriunde, din istorie, Biserica lui Dumnezeu, ce altceva cere Dumnezeu de la tine decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-L iubești și să-L slujești cu toată inima și cu tot sufletul ca să fii fericit? Observați, principiul rămâne exact același. Exact același, ca și în Deuteronom. Nu trebuie schimbat o iotă, o frântură de slovă din tot ce zice Moise poporului de pe malul Iordanului. Ascultare și ascultare. Așa începe, așa se termină textul. Întrebarea este ce mă va motiva să trăiesc viața în ascultare de Dumnezeu. În primul rând, dragii mei, cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu. Dar noi ne făurim Dumnezeii și ne făurim Dumnezeii după cum ne place, pentru că toate despre noi. Și atunci și Dumnezeu trebuie să fie un fel de duh al lămpii lui Aladin, care să ne răspunde la rugăciuni și să ne împlinească dorințele și cererile. Și cu cât mai tare strigăm la El, cu atât mai bine îl putem îndupleca să ne asculte. Dar cine este acest Dumnezeu? Și ce ar trebui să știu despre El ca să fiu îndemnat, motivat la a trăi în ascultare de El? Acum Israele, acum când? Așa începe textul nostru. Acum când ai văzut faptele Lui înfricoșătoare, acum când ai văzut ce a făcut întregii țări a Egiptului, ai uitat? Poate ți-au povestit părinții tăi înainte de a muri în pustie 10 luni în care Dumnezeu a lovit Egiptul cu urgie după urgie. Apoi pe malul Mării Roșii, când faraon era pe urmele voastre, cine a despicat marea și a trecut ca pe uscat? Și cine a prăvălit întreaga oaste a egiptenilor în valurile ei? Dar ați trecut pe celălalt mal, ați cântat cântarea și ați pornit la drum. Și cum n-ați avut apă, n-ați avut carne și început să vă plângeți. Și mânia lui Dumnezeu a pârjolit tabăra. Țineți minte ce s-a întâmplat cu vițelul de aur la Sinai, cum Dumnezeu a zis, dă-te la o parte să-i nimicesc. Și Moise a intervenit mijlocind 40 de zile și 40 de nopți pentru popor, ca să-l înduplece pe Dumnezeu să vină cu el. Și Dumnezeu i-a spus, taie două table de piatră și vină pe munte și am să scriu cu degetul meu poruncile pe ele pe care tu le-ai spart. Dar la Cades Barnea, când s-au întors iscoadele, ții minte mânia lui Dumnezeu? Dacă n-aș fi intervenit și n-aș fi strigat din nou la Dumnezeu, n-ați fi unul astăzi. Cine este acest Dumnezeu? Când s-au răzvrătit împotriva mea și împotriva marelui preot, n-ați fost acolo când Dumnezeu a deschis pământul și a înghițit pe Datam și Abiram de vii cu tot ce au avut, cu corturile lor, cu tot? Cine este acest Dumnezeu? Cunoașterea lui Dumnezeu, dragii mei, ar trebui să insufle în inimile noastre mai întâi teama, frica de El. Oare de ce începutul înțelepciunii este frica de Domnul, nu iubirea de Domnul? Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Frații mei, cred că traversăm o perioadă în care noi creștini am devenit mult prea familiar cu Dumnezeu. Ne tragem de șireturi cu El, avem impresia că El este în slujba noastră, tot ce facem în adunările noastre despre noi, ce ne place nouă, ce ne dorim noi, nu ne întrebăm niciodată cum se simte Dumnezeu între noi. Ne rugăm să ne auzim pe noi? Punem în peaj de dragul nostru sau semenilor noștri?
Întrebarea este, ce se întâmplă în inima mea, în relația cu Dumnezeu? De ce începutul înțelepciunii este frica de Domnul? În Evrei, capitolul 10, când își încheie Pavel, într-un fel, toată argumentarea, încercând să oprească biserica de la apostazie, de la întoarcerea de la Hristos la Moise, el vine și vorbește despre grozav lucru este să se caze în mâinile Dumnezeului celui viu. Mai ales dacă ai călcat în picioare sângele legământului pe Fiul lui Dumnezeu și ai batjocorit pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea și eu voi răsplăti. Și în altă parte, Dumnezeu va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Cum să nu te temi de un astfel de Dumnezeu? Dar de foarte multă vreme noi vorbim doar despre iubirea Lui. Am redus Evanghelia la Iisus te iubește. Și e adevărat. El mă iubește pentru că El și-a turnat în cap focul mâniei lui Dumnezeu, în locul capului tău a fost capul Lui, trupului meu a fost trupul Lui pe cruce. Cunoașterea lui Dumnezeu ar trebui să insufle în noi, în primul rând, teamă de Dumnezeu. Cum să nu te temi de un astfel de Dumnezeu? Cum să nu te temi de un astfel de Dumnezeu? Dar dacă ar fi să pun la oaltă două concepte care par să bată în cap în cap, da? Teamă și iubire, probabil că teama ar trebui să o pun în termenii reverenței, da? A respectului față de Dumnezeu. Reverenței și respectului față de Dumnezeu. Dar atunci când îl privești pe El ca și creator și, fără să vorbesc cu Ruben, a ales Isaia, capitolul 40, versetul 12 la 31. Dragii mei, când îl privești pe Dumnezeu în toată măreția Lui, creind universul acesta, îngrijind de El în fiecare ceas, în fiecare minut, atunci reverența și respectul încep să amestece cu admirația, cu adorarea. Incredibil Dumnezeu! Incredibil Dumnezeu! Țineți minte textul? L-a citat Ruben? Dați-mi voie să vă duc aminte doar de câteva versete din el. Cine a măsurat apele cu mâna Lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El să ia învățătură? Cu cine s-a sfătuit El sau ca să-L învețe calea dreptății? Cu cine sau cine l-a luminat, cine l-a învățat înțelepciunea? Și cine i-a făcut descoperită calea priceperii? Iată că neamurile sunt ca o picătură în vatră, ca praful pe cumpănă. El ridică ostroavele ca pe un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și toate dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Voievozii, judecătorii pământului, de-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, suflă vântul Domnului peste ea și îi mătură ca pleava vara în arie. Ridicați-vă ochii în sus! Milioanele, miliardele de stele. Cine le cheamă pe nume și atât de mare e puterea Lui că una nu lipsește. Una nu lipsește. Cum să nu simt în inima mea un respect și o reverență, o admirație și o adorare pentru un astfel de creator? Pentru un astfel de creator. Da, cunoașterea lui Dumnezeu ar trebui să inducă în noi, în primul rând, teama de El. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Dar în al doilea rând ar trebui să inducă în inima noastră iubirea și recunoștința pentru tot ce a făcut, în ciuda măreției Lui. În ciuda măreției Lui. Interesant, versetele 14 la 22, Dumnezeu începe până se prezenta a fi șeful, stăpânul Universului.
Ale mele sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce este pe el. Imaginați-vă, dacă ale lui sunt toate, el face ce vrea cu ele, nu-i așa? Alege pe cine vrea și pietrește pe cine vrea. Ăsta este cuvântul pe care îi spune lui Moise. Și cu toate acestea, doar de părinții voștri s-a lipit Domnul ca să-i iubească și după ei, doar pe voi v-a ales, sămânța lui, da, pe voi v-a ales. Dar de ce? De ce? Dintre toate neamurile. Dragii mei, atunci când ești poporul ales de Dumnezeu, și eu am fost între evrei, dragii mei, și văd cu scânăsucul pe sus, de cele mai multe ori, n-am să uit niciodată o experiență, eram la Focșan, vorbeam din Cartea Evrei și cel care a organizat conferința a invitat un evreu și în pauză am discutat cu el. Și am zis, ce mare lucru că putem sta împreună în fața Scripturii să învățăm din ea. El, eu nu am nimic de învățat. Eu sunt poporul ales. Dacă citiți textul mai departe, Dumnezeu face referință la străin, căruia îi dă haine și hrană, și ce se iubește pe străin. Dar de ce, Doamne? Pentru că eu l-am ales pe Avram ca toate familiile pământului să fie binecuvântate în sămânța lui. Cu alte cuvinte, nu v-am ales de dragul vostru, tot pământul este al meu. Voi veți fi o împărăție de preoți. Și dacă eu nu recunosc că am fost ales pentru o slujbă și ca slujba să mi-o pot împlini, ascultarea de Dumnezeu este singura mea posibilitate, pentru că Dumnezeu este nevăzut. Cum îl voi învedera în mijlocul familiei mele dacă nu trăiesc în ascultare de El? În mijlocul colegilor mei, dacă nu trăiesc în ascultare de El? Observați, întregul text vine și scoate în evidență chemarea la o slujire. Pentru că a iubi pe Dumnezeu înseamnă a asculta pe Dumnezeu. A asculta pe Dumnezeu înseamnă a fi în jug alături de Hristos, la lărgirea împărăției Lui. Dar dacă mă mut în a doua parte a textului meu, în Deuteronom, capitolul 11, versetul 10 la 12, că țara în stăpânirea căreia veți intra nu este ca țara Egiptului, unde îți aruncai sămânța în pământ și o udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavaturi. Țara pe care o vei lua în stăpânire este o țară cu munți și cu văi care se adapă din ploaia cerului. Și pe urmă textul spune, este incredibil. Țara de care se îngrijește însuși Dumnezeu. Dacă nu grijește Domnul o țară, degeaba se luptă. Dacă nu grijește Domnul o cetate, nu o apără degeaba. O țară de care îngrijește însuși Dumnezeu. Și citiți cu voce tare, dragii mei, pentru că este incredibil textul acesta. Unul dintre cele mai frumoase texte legate de dorința, de inima lui Dumnezeu. Deși este un Dumnezeu mare și înfricoșat și... Fiecare pe limba lui, da? Dar asupra care are Dumnezeu ochii neîncetat de la începutul până la sfârșitul anului. Și dacă veți asculta, Dumnezeu va da ploi la vreme, ploaie timpurie, ploaie târzie, hambarele vor fi pline, nici nu veți termina roadele din hambar și vor veni altele noi și vei fi cap și nu vei fi coadă și binecuvântările, dragii mei, sunt incredibil de multe și binefăcătoare în schimbul ascultării. Și lucrul acesta nu s-a schimbat nici astăzi. Natura binecuvântărilor s-ar putea să fie schimbat, pentru că așteptăm un alt fel de țară să intrăm în ea. Dar când te gândești doar la această descriere, când veți intra în țară, față în față cu Gilgalus, două dealuri, doi munți, Gerizim și Ebal, de pe Gerizim strigați binecuvântările, de Ebal răspundeți cu blestemele. Și nu uita, păzește și împlinește poruncile pe care ți le dau astăzi. Dragii mei, au uitat de Dumnezeu și a venit vremea ca Dumnezeu să-și arate cealaltă față. Și țara i-a scuipat și i-a trimis în robia babiloniană. Deja 10 seminții erau plecate de mult în robia siriană. Și printre ei este și Ezechiel, profetul. Și în capitolul 20 vin bătrânii la el să-l întrebe pe Domnul. Ați venit să mă întrebați?
Pe viața mea jur că nu mă voi lăsa întrebat de voi, îi răspunde Dumnezeul lui Ezechiel. După care îi spune, vrei să-i judeci? Judecă-i, pune-le înainte toate nelegiuirile. Și începe toată istoria să se dapene în capitolul 20. Zice, atunci când v-am văzut nenorocirea în Egipt, mi-am întins mâna după voi și v-am scos din țara Egiptului, din casa robiei și v-am dus într-o țară pe care o căutasem eu pentru voi, cea mai frumoasă dintre toate țările pământului. Am citat. Cea mai frumoasă. Spuneți-mi, ce inimă are Dumnezeu care să te țină în brațe, să te poarte, să caute cea mai frumoasă țară dintre țările pământului? Și la evrei, până nu-ți terminai casa ca băiat, până atunci nu te puteai însura, indiferent cât ardeai de tare, că nu te țineau părinții. Când era casa gata, ce inspecta părintele, după care te duceai, îți luai mireasa, o luai în brațe și o treceai pragul în casa ta. De data aceasta, pragul era Iordanul însuși și Dumnezeu, care căutase pentru ei cea mai frumoasă țară de care El însuși îngrijește, era cu Israel în brațe, gata să-i treacă pragul. Gata să-i treacă pragul. Cum să nu iubești un astfel de Dumnezeu? Cum să nu iubești? Observați, totul începe cu ascultarea și totul trebuie să termine cu ascultarea. Aici nu-i vorba de cum te simți tu și ce-ți place ție, cât suferi tu sau cât te bucuri tu. Nu-i despre tine, nu-i despre mine, nu-i despre noi. Dragii mei, în dimineața aceasta Dumnezeu strigă, porți, ridicați-vă capetele să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Un Dumnezeu mare și puternic. Un Dumnezeu mânios, dar iubitor în același timp. Ce mă va motiva la ascultarea de Dumnezeu? Cunoașterea lui Dumnezeu. Numai cunoașterea lui Dumnezeu, dragii mei. Oricând mă întreb cine este Dumnezeu și cum să-L cunosc, știu că toți am fugit de pedeapsă, nu-i așa? Și ne-am bucurat doar de îndurare. Vreau să vă spun, harul pe care îl avem este că toată pedeapsa a luat-o Hristos asupra Lui. Că peste noi se reverse îndurarea Lui. Dar asta nu-L schimbă pe Dumnezeu. Citiți-i numele din Exod 34. Da, și noi este bunătatea până la miile de ani de oameni. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Spune Scriptura. Pedeapsă și îndurare. Și atunci când te apropii de Dumnezeu, inima ta trebuie să fie cuprinsă de teamă și iubire. Împăcați dumneavoastră cele două concepte. Dar n-ai cum să fugi de ele. Și eu cred că noi am migrat spre iubire. Și iubirea s-a subțiat, reverența a dispărut, și Dumnezeu, nici în fața șefului meu nu m-aș prezenta cum vin în fața lui. Nici în fața primarului, dragii mei. Cum vin în fața lui. Când îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu și vezi așa cum se prezintă El, teama și iubirea stau împreună. Eclesiastul în capitolul 8, versetul 3 vine și spune, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de El și care au frică de El. Fericirea este pentru cei ce se tem de El și care se au frică de El. Dar cei răi nu-și lunge zilele ca umbra, dragii mei, continuă versetul nostru. Să dați-mi voie să vă aduc aminte de ultima carte din Biblie, Maleahii, capitolul 1, versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Și dacă sunt stăpân, unde este teama față de mine? Dice Domnul oștirilor. Dumnezeu așteaptă. Zic așteaptă pentru că El a pus înaintea noastră viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea este legată de ascultare, blestemul de neascultare. Dar tu poți alege, eu pot alege.
Dragii mei, ce ar trebui să facem? Ca mai multă reverență, mai multă cinstire a Tatălui și mai multă teamă de Stăpânul nostru să se vadă între noi, în viețile noastre, în adunările noastre. Ce ar trebui să facem? Teamă și iubire ar trebui să se manifeste în ascultare și slujire, da? Iubirea de Dumnezeu sau dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și una din poruncile Lui este: ia jugul meu asupra ta ca să ai odihnă. Fii trupul meu ca eu, capul Hristos, să pot să-mi continui lucrarea prin voi. Ca biserică, prin puterea Lui Hristos, suntem chemați să fim și să facem ucenici asemenea Lui. Dar dacă eu sunt ucenicul Lui Hristos și cu nonșalanță mă trag de șireturi cu El și toate sunt despre mine și despre cum să-L manipulez pe Dumnezeu, ce fel de ucenici credeți că vom face din copiii noștri? Stau, dragii mei, și plâng și mă întreb: ce-am pierdut eu vis-a-vis de copiii mei, ceea ce am primit de la părinții mei și i-au știut să-mi transmită? De ce copiii noștri și nepoții noștri fug în lume? De ce? Ce lipsește dintre noi? Este întrebarea care mi-o pun. Acum că privesc viața în urmă, dragii mei, pot să-mi pun astfel de întrebări. Dar e prea târziu, ca la Solomon. Nu? E prea târziu. Câtă reverență și teamă de Domnul au văzut în rugăciunile noastre, în cântările noastre, în discuțiile noastre, copiii noștri. De ce se întâmplă ce se întâmplă astăzi? Prin puterea Lui Hristos, ca biserică, suntem chemați să fim, să facem ucenici asemenea Lui, sporind și contribuind la cunoașterea Lui, la cunoașterea adevăratului Dumnezeu, în întregul Lui, și încurajându-ne la ascultare de El. Iar ca persoane, ca indivizi, ne pregătim pentru un botez. Vă întreb, nu cumva curajul de a lua această carte, de a o deschide și de a scrie numele, este primul pas al ascultării tale de El? Nu cumva? Da, botezul, ne-am înmuiat în apă. Pentru mulți, în sfârșit am ajuns. Nu, dragii mei, abia ai început. Și apoi, cunoaște-L pe Dumnezeu, așa cum se revelează El în Sfânta Scriptură. Nu fugi de textele grele. Cunoaște-L pe Dumnezeu și vei fi motivat să răspunzi cu credincioșie la credincioșia Lui. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin.